Și Popescu ar fi trebuit să meargă în vizită în Israel împreună cu premierul Ludovic Orban. Să vă dau o veste. Ați intrat în legătură cu domnul Virgil Popescu, ministrul economiei? Tocmai a anunțat că are COVID. N-am intrat de mult, dar... Ministrul economiei a anunțat chiar el pe pagina sa de Facebook că este infectat. A precizat însă că se simte bine, dar va trebui să stea în carantină în următoarele 2 săptămâni. Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test care a ieșit pozitiv. Nu am simptome grave pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă, a scris ministrul economiei pe Facebook. Și nu a uitat să îndemne la respectarea regulilor de protecție. Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iartă. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă, că este multă treabă de făcut, a mai scris Virgil Popescu. Ministrul economiei ar fi trebuit să îl însoțească pe premierul Ludovic Orban în Israel. Platforma digitală Corona Forms pentru monitorizarea cazurilor de COVID-19 va fi finalizată mâine, este promisiunea făcută.